bine ați venit la episodul 4 Stacks TV din seria a doua, unde invitat special avem pe cineva de la Surdomuți. Nu vrea să vorbească astăzi deloc și va răspunde doar întrebărilor mele. Culmea, prima întrebare ar fi: cum ai ajuns tu la Silvia pe care toată lumea vrea să o vadă? Vrei să-ți povestesc? Ai card? Că durează mult, e jumătate de oră. Fă și tu, las că tai eu. Cum am ajuns să-mi cumpăr modelul sau cum am achiziționat mașina asta exact? Cum ai ajuns tu? Ai avut prima oară un Opel? Care toată lumea am știe. Avut Bertone, am avut Cadet, am avut Ford Escort, am avut Passat, am avut bla 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 bla. După care m-am dat cu cadetul pe circuit la un eveniment Motul și am zis: bă, tracțiune față e lame rău de tot, cu multă putere, învârteam roțile în gol, intra turbina, bla 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 bla. Am zis: vreau tracțiune spate ca să fie fun. Ca să fie fun, pentru că fața nu era fun. Era fun doar pe autostradă, băteam M3-uri. Scuză-mă că te întrerup. Da, te rog. Face mereu și. Te rog. De ce n-ai ales un BMW? De ce n-ai ales o pisică? Pentru că mi-am dorit o mașină care să fie din fabrică dotată cu un motor turbo, să fie cu tracțiune spate, să aibă blocant și atât. Un Ford Mustang. Nu era la banii ăștia. Adică nu, la bugetul meu, eu vândusem cadetul cu 4500, iar mașina asta am cumpărat-o cu 5600, dacă nu mă înșel, preț de achiziție. Și atunci nu aveam bani de Mustang, 15.000, nici nu mai aș fi luat, adică nu mi-aș fi luat. Bun, și care a fost procesul după ce ai luat-o? Da. Care a fost procesul în mintea ta? Cum te-ai gândit să o faci? Ce vreau mai întâi? Vreau să-i pun roți? Vreau să-i pun air ride? Chiar o să-i pui air ride? Niciodată. Și atunci de ce suntem aici, oamenii ăștia aici? Păi aici suntem noi prieteni cu ei și ne lasă singure în garaj. Nu, nu o să pun air ride pe mașina asta pentru că nu este mașina mea de zi de zi, iar air ride-ul văd util atunci când îți cumperi o singură mașină și vrei să fie și de show și de stradă. Îți pui rai, altfel nu. Am înțeles. Și jantele? Toată lumea Discord întreabă. Pussies. Da, asta. Nu, nu, nu. Toată lumea întreabă. Da. De ce ai o jantă neagră la mașină? E o poveste. Am vopsit jantele prima dată, nu modelul ăsta, am avut Japan Racing pe mașină asta pentru toți fanii mărcii și au fost foarte ok pentru 6 luni sau nu știu cât le-am folosit. Sunt fake-uri sau nu? Care? Astea? Japan Racing. Definește fake-ul, e foarte greu să-ți spun că cineva a produs un model și după care au apărut 100 de alți producători care copiază modelul în sine de jantă, nu știu cum să-l numesc. Adică o fi fake, o fi un alt producător care produce dintr-un aliaj mai slab, nu știu, habar n-am. Eu n-am avut probleme cu ele, nu știu. M-a întrebat cu janta neagră, să-ți povestesc. Și am pus jantele alea Japan Racing și aveam o parteneriat cu chestia aia Plastic Deep, colantul ăla din spray. Și l-am rugat pe băiatul ăla să-mi trimită și mie niște spray-uri ca să văd și eu cum arată mașina cu jantele roșii, să nu trebuiască să le vopsesc sau să stau să fac Photoshop, că nu mă pricep la calculatoare, chiar dacă am avut de mic. Și mi-a adus spray-urile și mi-a zis: dai o bază neagră și pe aia roșu ca să iasă bine, să bla bla. Și am dat pe două jante din față cu negru, după aia am dat cu roșu pe una, mi s-a terminat spray-ul de roșu sau am constatat eu că se termină spray-urile de roșu dacă stau să acopăr negru ăla și le-am făcut pe restul și pe aia am lăsat o neagră, că am zis: hai, mă, să văd cum e cu una neagră. Și mi-a plăcut și am zis: haide mă că eu le vopsesc și așa. Ai una creat isterie că toată lumea... Nu, n-am creat isterie, dar nu place simetria atât de mult. Prefer să fie ceva altceva. N-aș vrea să mă dau mare, dar când aveam oglinzile marcate în piele la cadet, oamenii ziceau că de ce am embleme cu Porsche pe jantă. Păi nu te dai mare, că nu zici doar că ești bătrân. Da, sunt bătrân. Bun, zim de interior. Hai să vorbim și de interiorul mașinii, pentru că ai niște scaune Bride, ai niște fake. Ai un roll cage. Sunt fake scaunele Bride, ca să nu mai ajungem la varianta. Lasă-mă, wow, cât ai dat pe scaune. Comentarii. Nu, nu. Scaunele sunt replici după Bride, probabil. Am considerat că este ok mie, nu-mi pun viața în pericol și așa mai departe. Și am încercat prima dată, am avut Recaro, nu aveam suficient sprijin lateral, am mers pe circuit. Mi-am luat niște Bride-uri reglabile, da, cu spătar reglabil, care nici alea nu mi-au conferit suficient sprijin lateral. Și a trebuit să-mi iau scoici. Și atunci am zis că oricum scoica e tot e din fibră și la Bride și la Sparco. Și da, probabil că face diferența un Sparco în caz de accident. Când intră un fier, cum a pățit Alex Mirea, de exemplu, și a salvat viața scaunul, se poate întâmpla, dar eu nu merg cu mașina asta atât de tare și atunci...
de ce ai optat pentru Am văzut o poză eu când eram mic. Sunt gras cu burtă și... Nu, nu, glumesc. nu, am luat mașina, am avut acest volan pe care tu l-ai filmat. Așa am moștenit-o, cu multe alte lucruri și cu evacuare și cu supapă și cu filtru și așa mai departe. Și după ce am montat scaunul, pentru că am picioarele foarte lungi, sau nu sunt un fotomodel, dar nu știu, sunt înalt sau ce așa consider eu, nu mi-e ok volanul, mă întind după el, știi? Și atunci îmi trebuia un distanțier la volan ca să-l aduc mai spre mine. Și cu grilisul a fost cea mai simplă metodă. La fel, toată lumea, domnule, nu-ți lua de ăsta chinezesc, că sari, faci, dregi, faci joc, dude, bă, băi, n-am pățit nimic, că l-am de trei. Bine, ori la cât mergi tu cu mașina, oricum... Corect, și merg ca bătrânii și ok, nu îmi pani. Tu chiar te crezi când zici că mergi ca bătrânii? Băi, observ pe zi ce trece când bătrânesc. Și observ pentru că, îți repet, dacă înainte nu suportam anumite lucruri la mașini, acum mi le-aș dori. Și așa constat că am îmbătrânit. Pentru că eu personal ziceam, niciodată în viața mea nu o să am parasolare de alea, paravânturi din alea la geamuri, ești nebun? Și mi-am cumpărat eu singur la patrol, m-am și mi-am cumpărat și mi-am pus și acum Toyota are mai mari și oh, niciodată nu le dau jos, mai costă și 300 de euro. Ai auzit, Vali? Da, niciodată, 300 Vali. 300 Vali, da. Asta e treaba cu interior. Mă întreb de roll cage, ce zic? E custom, e făcut, e half cage. Știu că probabil oamenii spun, wow, ți-ai pus half cage, mergi cu fiarele alea, nu ești în siguranță. Vino mă înapoi. Nu ești în siguranță, dar eu cred că sunt mai în siguranță cu half cage-ul sau cu jumătatea asta de roll cage decât dacă n-aș avea. Și asta e, eu fac foarte multe lucruri la mașinile mele de design, nu de funcționalitate, ca să zic. Bun, hai să lăsăm un pic mașina și să discutăm acum și despre tine ca om, că oamenii nu sunt te cunosc. Da. Bați oamenii pe stradă, nebunii. Bați oamenii în trafic, prietenii nu mai vorbesc cu mine că sunt de căcat. Sunt de căcat așa eu în general. Deci cam asta e. Ce ai vrea să mă știi despre mine? Zim de partea cu evenimente, pentru că mulți dintre cei care te cunosc de mult timp, te cunosc de ca organizator de evenimente. Băi, mută mașina, băga mea. Asta mă cunosc. Așa mă cunosc de la evenimente. Și că nu-i accept. Și că nu-i accept. Da, evenimentele a trebuit, m-am simțit obligat să le organizez pentru că tot ce se organiza în România era de căcat. N-are rost să ne ascundem după deget, se făceau evenimente pentru bani, cum încă se fac și se vor mai face, în care toate mașinile erau acceptate pentru că erau interesați să aibă cât mai multe mașini care să le plătească taxa de participare sau fără taxă de participare, să fie cât mai multe mașini ca vizitatorii să vină să plătească intrare și așa mai departe, să câștige oamenii bani, organizatorii, pentru că, din păcate, în România nu organizează nimeni din pasiune, toată lumea organizează cu un interes. Și din cauza asta nu sunt evenimente tari în România, pentru că nu prea se fac bani din acest domeniu și atunci firmele mari sau oamenii sau, nu știu, mici afacerici de ăștia care au niște bani în buzunar, nu organizează evenimente, pentru că eu am spus-o întotdeauna, în momentul în care vrei să organizezi un eveniment mai tare ca al nostru, trebuie să investești doar 2-3.000 de euro și îți garantez că vei face un eveniment mult mai tare, dar oamenii nu investesc 3.000 de euro pentru că nu scot banii și atunci ce mă pasiune eu să vin aia să se simtă piși pe ei. Înțelegi? Și atunci a trebuit să organizezi niște evenimente care au fost organizate în funcție de ce și-au dorit participanții. Adică hai să facem un eveniment în care să ne strângem noi și să nu vină vizitatorii. Pentru că vizitatorii, pe mine personal ca organizator, nu mă ajută cu nimic, că nu mă interesează să iau bani de la vizitatori. Pe cei care se adună cu mașinile și vor să stea de vorbă cu oameni pasionați, nu îi ajută pentru că sunt oameni gură cască, bagă degetul, dar ce e asta, dar de ce e joasă, dar de ce se lasă, dar de ce se ridică. Nu ajută pe nimeni, se pun pe mașini, le zgârie, le bla 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 bla. Nu este mișto și interesant să-ți expui mașina la un eveniment în care toată lumea vine și trage de uși și se urcă în ea, că ce bă ne-ai expus tu aici? Eu trebuie să mă uit că am plătit intrarea, pe de o parte e corect, pe de altă parte nu. Asta e scopul. Scopul este să ne întâlnim noi cu pasionații care îmbătrânim, da? Că asta se întâmplă și probabil că o să ajungem în viitorul foarte apropiat să nu ne mai vedem decât la acele întâlniri. Și atunci am zis, băi, ținem tradiția și cât putem să o facem, o facem și o facem corect și pentru toată lumea. Și lăsând la o parte partea de evenimente la care sunt statice, sunt evenimentele pe care le faci de un tur. Da, da. Care au început să aibă amploare în ultima perioadă. Da, evenimentele un tur au plecat dintr-o discuție în care niște băieți de la Brașov care organizează acum un eveniment au vrut să facem ceva împreună. Eu nu m-am înțeles cu ei.
Ei au făcut totuși evenimentul acolo și eu am zis renunț la evenimentul din vară de la Brașov, care era un eveniment pentru toată țara, pentru că nu am locații. Nu pentru că fac băieții ăia, nu. Pentru că n-am o locație care să se ridice la cum văd eu un eveniment. Adică, nu știu, am avut foarte multe evenimente pe care le-am organizat și am fost total dezamăgit de cum au ieșit. Mie nu mi-au plăcut. Ai avut o locație la început, a fost la Dârste. Dar după da, am avut la Dârste, s-a închis după primul an, după aia ne-am mutat la Aventura Park, unde am încercat 2 ani, nu s-a putut, adică n-a fost ce trebuia să fie. Pot să spun din experiența mea de organizat evenimente că din toate evenimentele pe care le-am organizat până acum, doar la 2 sau maxim 3 evenimente am primit ceea ce ni s-a promis. Deci întotdeauna te duci, vorbești la hoteluri, le dai banii, le faci, le tot ce vor ei și nu îți dau ce-ți promit, pentru că asta se întâmplă în România. Și am renunțat la evenimentul din vară pentru un eveniment în care am zis hai mă să ne plimbăm cu mașinile astea, pentru că eu în bătrânețea mea am ajuns de la a avea mașina asta și a face-o să arate impecabil, hai să o vopsim, hai să o lăsăm jos, mașina a fost mult mai jos de atâta poze cu ea, cu fitment, cu țuțul, cu nu știu ce. Și într-adevăr arăta senzațional jos mașina, dar nu poți să mergi cu ea, înțelegi? Și atunci am zis, băi frate, eu vreau o mașină care să nu mă intereseze atât de tare aspectul și care aici un punctuleț și că acolo a sărit vopseaua. Mă interesează să merg cu ea și să o folosesc, că de-aia mi-am luat mașină tracțiune spate, turbo și să merg eu de-a latul, să mă distrez, să-i trag, să nu știu ce. Și atunci am ridicat mașina, nu mai sunt așa de pretențios la ceea ce privește aspectul exterior și vreau să mă bucur de ea, vreau să mă plin cu ea. N-am avut noroc până acum. Asta vreau să zic, norocul până acum, că din două noroc, evenimente da, de vară. N-am avut noroc până acum să merg cu ea. Probabil că oamenii m-au judecat și au zis, a, ne-ai atâțat pe noi să venim cu mașinile noastre joase și tunate și așa. Și tu vii cu Passatul diesel, sunt două aspecte. Unu, am avut ghinion și n-am putut să merg cu mașina, că a trebuit să refac motorul și așa și pe dincolo și de fiecare dată s-a întâmplat chestii de genul ăsta. Și doi, la mână, eu sunt organizator. Mi-e foarte greu să merg cu Silvia încercând să și organizez evenimentul, să mergem să și filmăm, să și fim la checkpoint-uri, să... e destul de greu. Da, mă plimb eu cu ea în timpul meu liber. Că ai revenit acum la mașină, zim de partea de motor. Ce, uite, mulți dintre cei nu știu ce motor este pe SR20DET, este un motor de 2 litri turbo, de fabrică, cum am spus, îl compar cu motorul de Cadet, care era un C20LED, tot 2 litri turbo, care motorul ăla din Stage 1 făcea între 260 și 280 de cai, ăsta la fel din Stage 1 face 260-280 de cai. E un motor pretențios? Bă, nu știu să spun, eu am luat mașina mergea perfect din punct de vedere al puterii, trăgea, mergea și așa mai departe. Deci tu ai mai luat una la un moment dat, una da, roșie. Da, am mai avut una roșie care și aia săraca avea niște probleme, se încălzea la un moment dat, adică probabil avea garnitura de Q lasă arsă. Cum scris? Scrie, da. Să știe oamenii, să știe oamenii cum se pronunță corect. Și nu știu să spun dacă sunt pretențioase. Oamenii spun că dacă o ții foarte mult motorul ăsta în limitare la drift, o să, probabil o să auziți câteva limitări, că am mers un pic ca să aveți și sunet de limitare. Îi sar axele cu camii. Sunt niște rocker arms care țin acolo axele. În sfârșit, nu există un motor care să n-aibă niște probleme. Probabil de asta pe mașinile de drift mulți fac swap de la motorul ăsta. Și încearcă bine, ceva mai puternic, de pe o Supra sau... Băi, e foarte greu, adică motorul ăsta să-l faci în 450 de cai sau 400 de cai, oamenii spun că nu ai nevoie de lucruri interne să schimbi la el și că ar ține, că acolo ar fi maxim, ai nevoie de o turbină, niște injectoare, soft, pompă de benzină, filtru, admisie, evacuare, bla bla bla. Și faci undeva la 400 ceva de cai, dar probabil că nu ține foarte mult și atunci la drift unde uzura e foarte mare, oamenii încearcă să reducă costurile. Corect. Și au un motor de 3 litri, 6 pistoane, cum zic eu, 6 copii la masă, e altă treabă, e un motor, na, cuplu, știi, merge mai lejer, ca și Toyota, merge cu 90 la oră la 1500 de ture. Îți dai seama că merge lejer și motorul ăla nu va face uzuri niciodată, pentru că nu, știi? Da. Nu trage tare la căruț. Și ceva planuri de viitor? Băi, aș vrea 400 de cai. Astea sunt planurile, pentru că mașina în momentul de față cu Stage 1 corect și cu motorul refăcut, așa cum trebuie, scoate 252 pe dyno. Nu? Scoate pe dyno. Nu. Dar senzația din mașină nu este de 250 da, de cai sunt niciodată. Sunt de acord cu tine, pentru că pleacă spatele, pentru că eu am niște gume care, uite, vezi? De la gumele tocite am semnul ăsta aici. Știi ce zic? De la gumele tocite. Da. Gumele tocite pe motoretă, când mi-am luat eu motoretă și eram eu șmecher, tânăr și așa, am zis, mie nu trebuie gumă pe spate, că eu plec cu supermoto de-a latul. Și am plecat până în căzut.
Asta se întâmplă și cu Silvia asta, merg cu gumele tocite pe spate ca să poată să-i plece curul până când o să-i plece curul odată definitiv, știi? Dar sunt ferm convins că dacă pun niște gume noi, nu e aceeași senzație de patinat și puterea dispare de la a doua, de la 3000 și ceva de ture, adică mașina nu mai poate să meargă lat, nu mai poate să țină lat. Bine, poți să mai faci și altceva, să ieși cu ea doar pe ploaie și atunci o să pe ai... Pe ploaie am 800! Am 800 de cai, a doua, trei, haos mare de tot. Bun, și da. Ok, tot de cât timp ai? Până la urmă, de 3 ani, cred. De 3 ani de zile. N-aș băga mâna în foc, dar cred că de 3 ani. Și ai avea planuri pe viitor? Adică dacă ți-ar oferi... Am abandonat, am îmbătrânit, jur. Simt că am îmbătrânit. Adică stă mașina, am o frână de mână hidraulică de 2 ani. Și n-am montat. Nu, adică... mă refer, simți că ai avea un moment în care ai dau-o și ai luat altceva? Și dacă ai luat altceva, ce ai luat? Că deja ți-ai luat de off-road. Și ți-ai luat o mașină, dacă ți-ai mai luat o mașină de... Da, mi-aș lua o mașină, doar o mașină de colecție. Gen. Adică o mașină al cărei preț să crească. Adică mi-aș lua RX-7, mi-aș lua R32 Skyline, mi-aș lua Supra, mi-aș lua... Asta îmi vin în cap acum. Mi-aș lua S15, de exemplu, dar nu există cu volan pe stânga. Ce? Ce? Ce zic oamenii din culise? Ce zic? Mi-aș lua o Ascona, de exemplu. Păi preț bun. Da, da. Da. Asta mi-aș lua, dar... sunt ferm convins că în momentul de față, dacă vând mașina asta și ridic nasul în sus la mașinile alea care sunt din altă ligă cu 6 pistoane, mai trebuie să pun undeva la 10.000 de euro diferența, pe care nu i-am acum, dar o să iam din online și în momentul în care o să iam, probabil că o să-mi iau un Supra. Noi facem bani. Adică nu, noi nu facem bani acum, dar eu chiar cred că într-un an de zile o să facem 5.000 de euro pe lună. Eu chiar cred și rămâne aici pe YouTube și vedem peste un an ce se întâmplă. Nu uitați că eu când îmi doresc lucruri se întâmplă. Jur, mi-a luat un an să-mi doresc să am Silvia și mi-am luat. Mi-a luat, cred că, un an să-mi doresc Passat GT și mi-am luat. Mi-am dorit Toyota, cred că, mai repede de un an și mi-am luat. Zi-mi tu ce mașină să-mi doresc eu și o să vezi că-mi iau. Vrei Supra, să-mi doresc Supra? Nu, ne-a depășit acum un Lamborghini. A, Urus, da. Nu știu, frate, nu mă încântă. Nu mă încântă, jur că nu mă încântă. Adică, tu dai seama ce înseamnă ca eu să vin la garaj cu Lamborghini Urus? Să mă dau jos, să stau cu Nea Laurențiu și cu Dan până praf, până alea, să mă să iau vopsea, să vină ăla, să-mi zică, nu e, 3500 e cam mult, 3300, să moară măta, săracule, am urus. Ești prost? Vorbește-mă frumos. Da, e așa vorbesc eu. V-am zis că-s de căcat, adică asta am stabilit. Bun, ce să te mai întreb eu? Ce mai vrei să te întreb? Pune singur o întrebare. Întreabă-mă ce suspensie. Uite, tu ești și moderator și invitat. Da. Ce întrebare ți-ai pune tu singur? Mi-aș pune întrebarea simplă, ce setup are mașina și ce suspensii și ce experiențe am avut eu cu ea. Și le spun foarte simplu că în prima fază am achiziționat o suspensie no-name de pe eBay. O suspensie reglabilă pe înălțime cu unibaluri. Te întrerup, avem 18 minute, vă mulțumim, asta a fost emisiunea cu Silvia, dacă mai vreți și mai aveți întrebări la care Daniel să vă răspundă, se poate doar pe Patreon. Da, acolo fac live lunea și vinerea, după amiaza și vă răspund la toate întrebările. Să nu-i luați în nume de rău, dar a devenit foarte urâcios acum. Da, chiar sunt urâcios pentru că de când mă știu am ajutat oamenii gratuit și chiar m-am oferit eu să-i ajut și problemele lor au devenit problemele mele. Iar oamenii n-au apreciat, unii chiar s-au supărat pe mine că de ce sunt așa de băgăreț și mi-am propus să nu mai ajut pe nimeni gratis, îi ajut cu $5 pe lună în 4 live-uri în care problemele lor devin problemele mele. Nu uitați de, hai zi tu că asta e partea ta. Share, like și subscribe, clopoțel, ca să fii primul. Eram primul astăzi de dimineață la material, dar era Alexandra live, că își face reclamă aici pe mașină, nu știu dacă se vede de Dobrescu, nu se vede. Ți-a dat banii, mă, să se vadă, mă, și fata, mă. Așa? Deci dacă vreți să fiți primii care sunteți notificați, apăsați acolo pe clopoțel și veți fi notificat de fiecare dată când noi publicăm. Dar mai mare șmecheria este să vă faceți cont pe Patreon, că veți vedea episodul cu 2 zile înainte. Sau una, hai, că mai are și Dobrescu viață. Vorba aia. Dar nimeni nu o să-l vadă înaintea mea. Da! Și Dobrescu nu plătește $5. Deci dacă vreți să mă faceți cameraman, să investiți vreo 10.000 de euro în scule și să pierdeți vreo 7-8 ani de experiență, veniți la noi în echipă, frate, și în 8 ani vedeți și voi filmulețele înainte. E foarte simplu. Da.
O să avem și Q&A. Avem și Q&A. Nu uitați de Q&A. Avem? Avem Q&A cu Silvia. Facem. Haide. Ce naiba să mă întreb?